Bună, familie, mă numesc Rea. Mă numesc Tina. Și urmăriți R&D Spice Vlog. Familie, este primul vlog în care nu suntem machiate. Nu avem nimic nu pe față, vreau hate. Nimic. Vreau hate. Vreau să văd în comentarii ce părere aveți voi și nu vreau hate, că ce urâte sunteți. Dar de ce? Lasă lumea să scrie ce, uite, ce părere aveți voi. Nu avem nimic, absolut nimic pe față. Dar vreau să vă spun, dar vreau să vă spun că până acum nu am avut curajul să fac un vlog nemachiată și nici nu mă gândeam că voi face vreodată. Dar datorită acestor produse, avem toată colecția aici, o să vă arătăm pas cu pas. De fapt, tu ai trecut într-o perioadă în care nu puteai să ieși din casă nemachiată. Am avut acne și încă am, dar avem o poză aici jos. Da, trece practic. Și de 2 luni practic folosim produsele Plaj Bio. Da, doar produse Plaj Bio, avem grijă de tenul nostru. Și dimineața și seara. Și ne-a ajutat foarte mult. Așa că în vlogul de astăzi o să vedeți cum ce produse folosim noi ca să avem tenul așa și poate și voi vi le comandați. Noi vi le recomandăm cu drag. Nu folosim niciun fel de alt produs în afară de cele de aici. Și o să ne și demachiem cu voi acum. Adică da. Să vedeți că nu suntem machiate. Haideți să vedeți că nu avem nimic pe față. Începem. Începem cu apă micelară? Începem cu apă micelară. Ideea e că fiecare are dublură. Uite, să nu are dublură. Uite, aici avem dublură. O să vă spunem și produsele sunt cele mai șmechere. Da, ok. Deci începem cu noi agităm înainte. E foarte mișto. E prima dată când facem un vlog așa și credeți-mă că n-am avut deloc încredere în mine. Acnea te face să nu ai încredere în tine. Serios? Să nu ai încredere că poți să-și presa de nemachiat. Serios. Și acum, practic, ne demachem. Așa. Vreau să vă arăt și vouă, fetelor, cum arată tenul nostru. După o lună jumate de la folosirea produselor. Le iubesc, jur, și cred că dacă aș avea bani, le-aș lua pe toate. Așa toate produsele să le-am așa, fac un dulap doar Plaj Bio. Serios. Pe care se scrie Plaj Bio. Da, nu, da. Se scrie I'm in love with Plaj Bio. M-am îndrăgostit de Plaj Bio. Da, serios. Și vreau să văd în comentarii dacă și voi ați avut probleme cu tenul sau cu acnea, dacă și voi aveți acne și ce folosiți voi în comentarii. Și lăsați-ne comentarii dacă folosiți Plaj Bio și sunteți fericite. Nu ascultați niciun fel de comentarii de pe internet. Vai, că face. Nu. Noi suntem exemplu viu, să zic așa, le folosim de 2 luni de zile zilnic. Deci asta este discheta mea, după cum vedeți, normal. Că ce mai este... mea? Da, dar nu am nimic pe față. Se vede, este un pic de... e normal. Ok, după ce am terminat cu apa micelară, noi avem cu portocale dulci, mandarine și acid hialuronic. Așa arată. Este superbă, deci e favorita. Se și vede că... miroase, deci am dat pe mama cu asta. Se uite mama, păi vai! Cât de bine se stă, tata, dormit. Dar în general, cremele cu citrice îți dau luminozitate la față. Bine, nu știu cum le prepară doamna de la Plaj Bio, dar are o rețetă secretă unică. O să vindem rețeta aia cu 1.000.000 de euro, vă spun eu. Nu o să vin. Am o altă idee. Ce ziceți dacă facem un vlog foarte curând, exact din fabrică, de unde se produc? Să preparăm noi cremele. Le preparăm noi cu doamna. Ar fi să... Da, le preparăm. Da, ce are? Ar fi genial. Următoarea etapă. Noi avem una. Eu folosesc pe dischetele cu... sunt din Lidl, apropo, în cazul care sunt cele mari. Noi o folosim, eu o folosesc pe aia cu ulei de măsline și portocale și sora mea cu... Trebuie să citesc. Cu... nu știu cu ce e. Scrie pe aici Geranium de Bourbon. În fine, este mov. Uitați pe site, este mov. Da. Curăță și detoxifică. Haideți să vedem. Apăsăm pe asta. Uitați. Deci uitați ce frumos se vede. Apăsăm. E genial. Deci nu vine să cred că fac vlogul ăsta nemachiată, sincer. Așa, și hai să numărăm 5 secunde. Numărăm 5 secunde să dați like, dar repede că îmi purge crema. Hai, familie, numărăm. Dați un like, un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Like pentru curaj, familie. Hai, numărăm. Hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă și vă mulțumim și hai să fim. Hai să vedem, gata. O comunitate, da? De persoane care sunt asumate și care sunt fericite cu tenul lor. Și fericiți cu ei înșiși, adică nu trebuie să fim doar cu tenul. În general, noi vă arătăm trucuri sau ce folosim ca să le folosiți și voi să vă simțiți mai bine în pielea voastră. Ok, uitați că deci iubesc cremele astea. Deci eu am fost plecată vreo 2 zile cu sora mea la o prietenă și nu am avut cremele cu mine. Am zis că o să intru în depresie, credeți-mă că nu mai puteam. Mi-a dat să mă șterg cu șervețele umede. Eu să pun pe fața mea șervețele. Da, pentru că sunt foarte multe persoane care se demachează cu șervețele umede. Nu mai faceți chestia asta, pentru că în primul rând nu vă ia machiajul, vi-l împrește de colo-colo, vă treziți fața iritată. Da, aveți urme de machiaj pe față, nu e ok. Nu zic o dată la un an când plecați pe undeva. Se întâmplă o dată, dar să nu faceți un obicei din chestia asta și întotdeauna să vă demachiați și dimineața și seara. Deci și dimineața, pentru că mai se întâmplă să fie tot felul de reuni. Nu, porii se deschid seara în somn și elimină o substanță, practic, ce a avut sebumul tău, care exact. Automat mai are și fond de ten și praf, pentru că chiar dacă nu te machiezi, ai posibilitatea să faci coșuri, pentru că e foarte mult praf afară. Exact, sunt persoane care spun, uitați și discheta asta, sunt persoane care spun, băi, dar eu nu mă machiez, chestii de genul, nu am nevoie și așa mai departe. Nu, toată lumea are nevoie, aveți nevoie să vă hidratați, aveți nevoie pielea
Era zicopăție. Elea crapă. Da. Da, deci să țineți minte lucrul ăsta. Și așa arată după al doilea pas. Deci asta este cremuța mea. Și asta este, eu am două de fapt. O să aveți linkul în descriere, să vă comandați și voi, dacă găsiți linkul în descriere, sau puteți să scrieți și pe Plaj Bio pe Instagram, sau să-i dați follow doamnei, da, chiar pe Instagram. Merită follow și m-a să comandați. M-a făcut să fac un vlog nemachiată, deci este șoc, serios, nu am zis că nu știu. Șoc, ok. Next, ce facem? Continuăm, ne dăm cu Snow White. Este un, nu știu, un ser. Crema asta, cum e, să zic? E genială, deci crema asta este genială. Este un e ser. E hiperpigmentare, adică îți face fața să ajungă la aceeași culoare. Dar da, este foarte important. Azi, că avem anumite pete și anumite chestii, da? Uite, semne postacneice sau pete ușoare cauzate de soare și chiar cearcănele pronunțate. Deci credeți-mă că asta este genială. Eu nu mai apăs pe el, nu dau așa direct. Faci la fel ca mine, surioară. Se surori. Așa, și Doamne, că am făcut la live-uri arătându-vă cum mă demachez eu. Dar și voi mă întrebați, de ce te demachezi dimineața? Dormi machiată? Și nu, dar automat trebuie să ai grijă de tenul tău la orice. Nu te demachezi doar seara, trebuie să te demachezi și dimineața. Pentru că pe față dimineața ai ce ai lăsat aseară, știi, practic. Că nu stai atunci. Masăm mișcări circulare și întotdeauna când vă masați, nu vă masați în jos, vă masați în sus. Și nu... Pentru că există, scuză Martina, există gravitație, vrem să ridicăm, da? Și nu uitați că trebuie să vă spălați pe mâini înainte, e foarte important. Da. Adică să nu vă puneți mâna pe față fără să vă spălați pe mâini, cea mare prostie. Și nu, că ziua, nu știu, aveam ticul înainte, să-mi pun mâna pe față. Mă făceam așa, îmi puneam, nu, nu mai puneți mâinile pe față că sunteți plecate la școală, în oraș sau la muncă, pentru că faceți coșuri. Ai acne. Și multe persoane ai văzut că stau uneori cu fața în palmă, automat vă apar aici coșuri, pentru că e, nu respiră pielea. Ok, am terminat și cu Snow White, cremul, asta este iubitul meu, este cea mai șmecheră ever. Hai să ne îmbrăcăm în costum și să le bărbat. Deci credeți-mă că nu mă așteptam să fie chestia asta, apropo, bune, nu mă așteptam. Încă un sfat pentru voi. Nu vă mai faceți doar în zona asta, încercați să, să puneți și pe gât, pentru că uitați-vă, pe gât vă apar dungile acelea, da, cu vârsta și nu aveți ce să le faceți și pielea asta trebuie și hidratată. Pe ureche, și pe ureche, neapărat. Aici la ureche, pe ureche, deci la femeile îmbătrânesc foarte repede și se vede vârsta la mânuțe, aici la urechi și în zona gâtului. Da, deci da, e foarte important. Zona ochilor și astea, ok, le hidratăm, le, dar e important. Foarte important. Dragii mei, eu continui cu crema asta. Vreau să mai spun ceva. Am văzut că unele persoane fac reclamă, antireclamă Plaj Bio pe Instagram, unele persoane care au colaborat cu Plaj Bio. Vreau să vă spun că dacă voi vă luați Plaj Bio și mâncați Mac KFC și vă puneți mâinile pe față și nu vă demachiați ok, automat că fața voastră nu o să arate bine și nu o să scăpați de acne. Adică nu mai faceți antireclamă la Plaj Bio dacă știți că dacă nu aveți grijă pe interior mai întâi. Exact, pentru că ce e în interior e și în exterior. Asta zic, eu mâncă numai prostii până acum. Acum mănânc legume sănătoase, chestii. Mâncăm foarte sănătos și se și vede în tenul nostru, se simte, ne simțim, să respirăm mai bine. Dar o să aveți poze aici, o să aveți poze aici cum arăta noi. Așa, următorul pas. Te dai și tu cu asta? Nu, este că un... nu este pentru mine, e pentru tine. Eu o să mă dau, tu te dai cola, eu o să mă dau cu Cinderella. Probabil ați auzit, este unul dintre cele mai faimoase produse de la Plaj Bio, este un ser de luminozitate. O să vedeți cât de frumos o să-mi arate tenul. Eu o să mă dau cu o soluție pentru acne, 23 de ore. Ameliorează acnea, este așa, se poate folosi ca și bază de machiaj. Eu o folosesc și ca bază, deci sunt geniale. Deci e așa și îți dai pe față. Și deci crema asta, credeți-mă că deci sunt dependentă de crema asta. Un pic de grijă. Și dacă doamna de la Plaj Bio vede vlogul ăsta... Să am un pic de grijă, scuză mă Tina, că încep să-mi ceva, să nu-mi curgă în gene, știi că a zis Maia să nu punem ulei pe gene. Și vreau să vă spun că dacă vedeți vlogul ăsta, sunteți cea mai tare ever și vă mulțumim mult și credeți-mă că este o dulceață de femeie. Da, genială. Așa... Întotdeauna ne-am sfătuit, ne-a scris, ne-a zis cum ne simțim cu tratamentul, dacă mai schimba ceva, ce am mai adus ce mai nou. Dorim. Chestia foarte șmecheră la Plaj Bio este că în permanență ei sunt în căutare, într-o permanență schimbare, adică ei se îmbunătățesc în fiecare zi. Din toate punctele de vedere și al rețetelor și al, cum să zic eu, și pot să vă demonstrez, de exemplu. Eu am aici o cremă de acum, din primul tratament și asta este acum primită. Vreau să vă arăt și vouă că este diferență de culoare. Da, vedeți? Ei sunt în permanență, într-o permanență schimbare. Asta este din primul lot, asta este din al doilea lot, vedeți? Schimbare. Deci arată bestial. Trebuie să mă dau și cu asta, da, că am spus.
Deci, uite, deci ce te nu face. Deci, iubesc ăsta. Dacă vedeți eu vlogul, să știți că mai am și eu. Da, găsiți linkul în descriere. Trebuie neapărat să intrați și să vă comandați. Băi, se merită. Unele persoane spun, este un pic cam scump, este... Da, dar decât să-ți cumperi 10 creme proaste pe care le iei din comerț, da? Care oricum sunt făcute, sunt linii numai de comerț, adică nu sunt niște creme nu-s foarte personalizate, bune, nu-s personalizate în funcție de tenul tău, de ce ai tu nevoie, sunt din comerț, da, iau o cremă, mă dau cu aia, nu vă și mai doar luați... brand-ul e de ele, ca să știți. Nu vă mai luați creme ieftine, înainte ne dădeam și noi, foloseam și de anumite creme mai ieftine, mai nu știu ce, nu sunt bune. Nu sunt bune. Acum am curajul să mă duc, uite, după ce filmăm vlogul ăsta și îl punem, noi o să mergem la film cu gașca noastră de fete. Da? Eu am curajul să merg în seara asta fără să mă dau cu nimic pe față. Și eu. Deci așa o să merg, exact așa. Și eu la fel. Că nu am de ce. Chiar dacă mi-am câte făcut șurețe pe aici, automat, e normal. Exact. Și, bine, tu mai ai mai multe. Este și crema aceasta de la Snow White, da? Este formula, uite, asta este cu... Asta este prima din primul da, prima da, schemă da. Și asta este a doua, e același am lucru. Am îmbunătățit, efectiv. Așa, unde am rămas? Da, asta este cremuța, uitați, mai am în ea. Este foarte, foarte bună, extraordinar de bună. Deci este același lucru ca și asta. Da, tenul tău o să aibă o culoare uniformă, mai luminosă și mai departe. Deci să le luați în combinația asta, se merită și oricum un pachet de genul vă țin și două luni, o lună jumate, două luni. Eu mai am așa, crema asta pe care o folosesc seara, cremă cicatrizantă cu miere de manuca și extract de aloe vera, este foarte, foarte mișto. Iar eu am faimoasa, cea mai faimoasă cremă de la Plush Bio, Prințesa japoneză. Este foarte grasă. Da, este, o am pe aceasta care este aproape terminată și aceasta este nouă. Dar... Eu mă dau cu ea pe gât, îi mai fur surorii mele că deci este crema asta. Și nu știu că eu mai fur și mă dau cu ea pe gât. A, da? Am dat de vreo două ori și fac așa, pentru că eu am pielea foarte sensibilă la gât și mă dau aici și, pentru că e foarte grasă. Și mă dau pe gât ca să nu îmi bătrânească. Bineînțeles, doamna de la Plush Bio, când ne dăm cu produse, ne face ea schema. Vă dați cola înainte de ăla, vă dați cola la ora, la seara, cola dimineața, cola, că sunt produse care vă dați dimineața, nu și seara. Bă, uitați-vă ce fete avem. Serios, adică pe bune, se merită. Deci nu vine să cred că fac un vlog nemachiată. Dar se și vede diferența dintre vlogurile noastre de acum câteva luni și vlogurile de acum. Acum am înțeles că au scos și fond de ten și o să le trimită și fond de ten și abia aștept să-l încerc. Pentru că la, când ai probleme cu acnea, poți să folosești doar fondul de ten fără ulei. Da? Și fondurile de ten nu au ulei. Ceea ce... E genial! Chiar se spunează și ce crezi? Au scos și șampon? Da. Deci ceea ce e genial, sunt curioasă cum e șamponul. Nu mai luați pastile de creștere a părului, nu mai luați că chestiile alea vă fac, cum să zic eu, vă crește părul pe tot corpul, nu doar în zona capului, nu știu. E... Avem aici cremuțe, este aceeași cremă, numai că sunt două ambalaje diferite. Da, uitați cât de mult au evoluat și cât de mult încearcă să schimbe. Aceasta este cremă cu SPF 50. Exact, cu protecție solară și așa mai departe, dar este foarte bună și ca bază de machiaj. O folosiți înainte să vă dați cu fond de ten și așa mai departe și se așează efectiv fondul de ten și ce produse de make-up folosiți într-un mod așa ambiental. Eu vreau să vă spun că un singur lucru, miroase a ciocolată, este cu cacao. A, pe ție de aia îți place. Și băi, eu sunt la dietă și miroase extraordinar, deci eu vine să... Să mănânc, aș pune bune. Să faceți și niște creme care se mănâncă. Și vreau să vă spun că mi-au și colagen pulbere care se bea și practic îți tratezi din interior acneia și tot ce, toate problemele care le ai tu cu tenul. Eu am avut probleme mai rea, am avut doar tenul foarte uscat pentru că ea nu se dădea cu cremă. Și spuneam, rea, nu? Dă-te cu cremă. Dar nu mă dădeam absolut deloc. Eu ziceam, a, eu am ten ok și era săracul atât de uscat. Avem pozele aici. O să le punem pe tot parcursul clipului ca să vedeți și voi cum am avut noi ten. Și cât de mult am reușit să facem cu cremele astea. Cam asta este, cum să zic povestea eu, ritualul noastră. Nostru, da, cu produsele de la Plush Bio. Nu uitați să vi le comandați, aveți linkul în descriere. Ne-a făcut plăcere să le prezentăm și o să vă prezentăm de fiecare dată lucruri sau produse pe care noi le luăm și le folosim, pentru că asta este scopul nostru aici, să vă recomandăm, da? Să vă arătăm ceea ce puteți voi să cumpărați. Și v-am și exemplificat pe noi, adică uitați-vă ce timp frumos avem. Dragii, vreau să scrieți în comentarii literă cu literă cuvântul perfect, pentru că da, tenul nostru este aproape perfect. 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 Și vreau să facem
Ce și-mi dai cu la clipul ăsta? Facem, nu uitați să dați, să apăsați pe butonul de like, să dați un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos cu ce vreți voi. Dacă ați încercat Plush Bio, dacă vreți să încercați Plush Bio. Ce orice... creme folosiți, dacă exact. Aveți acnee sau nu, ce creme aveți. Găsiți linkul în descriere, nu uitați să-i dați și domnul de la Plush Bio follow pe Instagram, da? Să facă 200 de mii cu noi. Pentru că merită și, dragilor, ne vedem data viitoare, poate vă arătăm dinăuntru de la Plush Bio cum se fac cremuțele. Până data viitoare, vă pupăm, vă iubim și vă mulțumim. Iubim familie și vă mulțumim. Mai numărăm o dată? Hai! Hai! 5, like! 4, 3, 2, 1, 0, like, familie, vă iubim și vă mulțumim!